Târziu, dar primul meci de astăzi de pe biletul canalului de YouTube începe la 19:55. Hai să notăm nebunia asta de bilet. V-am lăsat pe canalul meu de Telegram și pe pagina mea de Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, ambele au același nume, o cotă de 3.37 formată din 3 meciuri, iar astăzi, 29 iulie 2023, vă propun aici pe canal o cotă de 44.26, aici pe YouTube. 8 evenimente formează bilețelul, primul începe, așa cum am zis, la 8 fără 5, e 4 fără un sfert când trag eu clipul ăsta, e acolo un interval de 3-4 ore în care puteți nota meciurile astea și putem spera împreună la o victorie, la un bilet verde până la capăt. Ne încercăm soarta așadar și astăzi. Hai să notăm bilețelul. Începem în Serbia Superliga. Ciucarici, Cucarici, cum se trebuie în aplicații, se duelează cu Radnici Niș. Unu solist câștigă, gazdele câștigă Ciucarici. Pe urmă mergem în Austria Bundesliga la mare tăvăleală între Altach și Salzburg, Red Bull Salzburg. Doi solist câștigă Salzburg, victorie de oaspeți. Hai și prin Argentina, Torneo Federal A, Bahia Blanca, Bahia, cum sunt trecuți în aplicații, Bahia Blanca se duelează cu Sansiniena. Unu solist câștigă gazdele această tăvăleală argentiniană. Bahia, Bahia, Blanca vor câștiga lupta aceasta. Înainte să mergem în România Superliga la următorul meci de pe bilet, vă reamintesc că am un grup privat de WhatsApp, jucăm acolo zi de zi 6 bilete, ăsta de pe canal și încă 5 exclusive doar pentru grupul privat de WhatsApp. Vreți să veniți acolo să jucați cu măcar miză minimă de 2 lei zi de zi tot pachetul de 6 bilete? Scrieți-mi de grabă la 0745 70 80 08 și discutăm împreună toate detaliile. Multe dintre ele sunt puse și aici la descrierea de clip. Citiți atent și dacă e ceva ce vă interesează, vă aștept acolo. 0745 70 80 08. România Superliga mai departe pe bilet. Intrăm în tăvăleala dintre Oțelul Galați și FCSB. FCSB-ul care mai este sau nu mai este al lui Becali. S-a întors Chiriche sau care dracu după 10 ani a revenit la divanul strămoșesc, da? După ce a făcut turneul în toată Europa pe la tot felul de echipe faimoase. Un băiețel dulcel cu gropițe în obrăjori. FCSB, 2 solist, cotă de 1.65, mai ales că a venit și el, poate reușesc să bată dracului până la capăt. FCSB, victorie de oaspeți. Portugalia, Cupa Ligii, mai departe în bilețel. Ne aduce luptă mare între Estoril, Praia și Bălănensiș. Unu solist, victorie de gazde, victorie pentru Estoril Praia. Câștigă gazdele, câștigă Estoril Praia în Portugalia, Cupa Ligii. Și mai avem 3 meciuri pe biletul de astăzi, 2 din Brazilia, 1 din Columbia. Mergem în Brazilia, Serie B, odată, Atlético Clube Goianiense se vor lupta cu Sampaio Correa, Corea, Sampaio Corea, Correa, cum zic ei. Peste 2,5, o cotă ambițioasă de 2 solist, O cotă ambițioasă de 2 și ceva, că se vor înscrie cel puțin 3 goluri în toată bătălia asta, peste 2,5 în tot meciul. Atlético Goianiense versus Sampaio Correa, 3+. Și mai stăm în Brazilia pentru un meci din Serie A. Ne deplasăm și în Serie A-ul brazilian la Club Atlético Paranaense versus Cruzeiro din Minas Gerais, Cruzeiro MG. Vom spera aici că marchează oaspeții, marchează Cruzeiro măcar un gol. Și închidem biletul de astăzi cu o tăvăleală din Columbia, Primera A, Atlético Nacional se luptă acolo cu Jaguares de Córdoba, va fi un duel în care ne punem speranța că se vor da măcar 2 goluri, mergem pe pont peste 1,5. Se dau măcar 2 goluri în toată lupta. Ăsta e biletul de astăzi, chiar dacă târziu, eu sunt aici pe canalul Vesel și apar de câte ori pot, cât mai repede pot. V-am sfătuit mereu să vă abonați la canal, să vă setați clopoțelul, să primiți toate notificările, să vă apară pe ecranul telefonului imediat notificare, imediat ce am apărut, am postat ceva nou. Cota asta de 44.26, sper să ne fie cu noroc, începe diseara la 8 fără 5. Vă urez tot norocul de pe lume, sâmbătă frumoasă pe mai departe și ne vedem și în dățile
următoare. Șifonat ca toți dragii. Cu ăsta vorbim și în dățile următoare. Numai bine, pa, pa!